Echipa de fotbal Mușelul Câmpulung a disputat în ultima perioadă două meciuri de verificare, mai întâi cu FCM Alexandria, echipa de pe locul întâi din D-ul Teleormănean, în fața căreia a pierdut scor 1-3, gol marcat de Genaru, iar ieri după amiază a întâlnit pe CS Mioveni 2, locul 5 în D-ul Argeșan, în fața căreia s-a impus cu 2-1. Pentru echipa noastră au marcat Genaru și Florin Angel, un junior adus de la SCM Pitești. În această dimineață, 9 dintre jucătorii de la Mușelul au efectuat vizita medicală, restul echipei urmând să se prezinte în fața medicilor luni, săptămâna viitoare. Până atunci însă, Mușelul Câmpulung va mai susține sâmbătă, în deplasare la Ninoasa, în județul Dâmbovița, un meci amical împotriva adversarei din campionat, FC Ninoasa, ocupanta locului 12 în Liga 3, Seria 3.